Această rețetă este dedicată Alessei. Astăzi vom pregăti tartine siciliane, care se pot servi cu sau fără pâine. Iată lista ingredientelor. 300 de grame de făină de năut, sare și piper după gust, ulei extravergin de măsline, ulei de floarea soarelui, franzele de pâine moale, pătrunjel tocat. Haideți să pregătim mai întâi aluatul pentru tartine. Într-o cratiță, punem 1 litru de apă la încălzit, o sărăm puțin și când începe aproape să fiarbă, dăm drumul la făina de năut. Mestecăm bine, continuăm să amestecăm timp de vreo 10 minute. Obținem o compoziție omogenă destul de consistentă. Adăugăm puțin ulei de măsline și continuăm să amestecăm pe foc mic. Adăugăm și puțin piper. Și în cele din urmă, pătrunjelul tocat. Mai amestecăm. Luăm cratița de pe foc și trecem la următoarea fază a rețetei noastre. Împărțim aluatul în 2 părți. Prima parte o întindem pe o suprafață netedă, de exemplu, o suprafață de marmură ar putea fi ideală, iar cealaltă parte o lăsăm într-un bol. Există 2 metode de a face tartinele. Vă voi demonstra doar una, cea mai rapidă. Întindem bine aluatul într-un strat cât de cât uniform și subțire. În acest fel, aluatul se va răci mai repede. Așteptăm puțin până se întărește și după vreo 10 minute tăiem foaia în pătrățele nu prea mari. Cu ajutorul unei palete subțiri, deslipim fiecare bucată. Le așezăm pe o farfurie. Și acum începem să le prăjim într-o tigaie cu ulei bine încins. Iată rezultatul. Acum putem compune sandvișurile noastre. Este foarte simplu. Tăiem franzeluța de pâine în jumătate.
punem în mijloc 2-3 tartine presărate cu puțină sare. Și iată, sandwich-urile sunt gata. Poftă mare!